Proiectul Ziua Ștafetei, acum decid eu, le-a oferit posibilitatea elevilor de a experimenta un alt mod de abordare în procesul de învățare. Aceștia au văzut concret ce trebuie să facă într-o zi de lucru obișnuită chiar la Spitalul Județean Satu Mare. Au fost susținuți în acest demers și de profesori care au fost atenți la impactul pe care activitățile extrașcolare îl au asupra dezvoltării elevilor. Elevii noștri au putut să facă o experiență având un mentor care are o profesie pe care ei ar putea să o urmeze. În ce a constat acest lucru? Am selectat un grup de 37 de elevi și în funcție de preferințele lor au participat alături de mentorii lor la activitate în perioada unei zile. De exemplu, am avut elevi care și-au dorit să fie medici, medici interni, cardiologi, asistenți, avocați, tehnicieni dentari, profesori, învățător, foarte multe profesii și au împărtășit împreună cu mentorii lor această zi. Mi-a făcut o deosebită plăcere când doamna Nește mi-a spus că una dintre elevele mele din clasa 9, tot de la profil pedagogic, a hotărât că profesia ei viitoare i-ar plăcea să fie cea de profesor de limba engleză și profitând de șansa oferită de acest proiect, a ales să încerce să vadă cum e să fii profesor de engleză pentru o zi. Activitatea de încheiere a proiectului a avut loc astăzi la Colegiul Ioan Slavici, unde au fost prezenți elevii care au fost implicați în proiect. Experiența a fost foarte plăcută, mi-a plăcut foarte mult, am aflat foarte multe chestii, am învățat, chiar dacă a fost doar 5 ore, însă a fost perioada foarte scurtă. Doresc ca la anul evenimentul să se petreacă pe o perioadă de maxim 12 ore ca să pot să învăț mult mai multe lucruri, însă am învățat foarte mult cum să interacționez cu pacienții, am vorbit cu pacienții, i-am ajutat chiar să mănânce. Am avut onoarea să iau parte de la ora 8 dimineață până la ora 1 după amiază la o zi obișnuită în spitalul de urgențe, la secția de chirurgie. Lumea de acolo, asistentele medici au interacționat foarte mult cu noi, ne-au învățat cum să acordăm primul ajutor, ne-au învățat ce înseamnă de fapt urgențele, ce trebuie să ai sau de ce trebuie să suferi ca să mergi la urgențe, lucruri pe care nu mulți oameni îl știu. Prin astfel de proiecte, elevii sunt încurajați să se gândească la viitorul lor, să se implice în luarea deciziilor care îi privesc direct, să își răspundă la întrebarea ce vreau să devin când voi fi mare.